N-am făcut nimic. Nu, e ok. Bun. În primul și în primul rând, mersi pentru că sunteți în așa mare la această, număr atât de mare la această prezentare. Se pare că ceva tehnologie are cu mine, dar azi să zicem că nu-i ziua mea cea mai bună. Bun, eu o să vă spun câteva cuvinte despre procesul de user experience în, pentru aplicațiile medicale și cât de cât și pentru hardware medical. Asta sunt eu, full-time UX designer la Ascom. Ce-am uitat să menționez de că sunt în același timp și pacient. Pasionată de neuroștiință pentru că stau și mă gândesc că în spatele tuturor chestiilor stă creierul și dacă vreți mai multe despre mine, mă găsiți acolo. Dar astăzi n-am venit să vă prezint despre mine, ci am venit să vă prezint puțin ce înseamnă partea asta de UX process for healthcare applications. Ok. Bun. De fapt, câți dintre voi ați ajuns în ultimul an la spital, la UPU, de exemplu? 1, 2, 3, 4. Ok. Eu am ajuns astăzi. Da, eu am ajuns astăzi și, ca de obicei, mă lovesc de aceleași procese pe care le întâmpin de vreo 6 ani jumătate la camera de gardă, de aceeași tehnologie, de aceleași foi făcute atât manual cât și făcute pe calculator, după care aștepți undeva la o oră, două, dacă ești norocos. 3-4 ore în cel mai rele cazuri. Bun. În 2014, average number of general hospitals pentru 100.000 de locuitori era 2,9. E un lucru destul de sumbru, ținând cont faptul că suntem mulți și noi, conform statisticilor medicale, noi nu mergem înspre mai bine, cel puțin din punct de vedere raport, sănătate, mediul nostru de lucru și așa mai departe, deci o să avem nevoie de mai multe spitale. În 1999 a fost publicat un material called The Air is Human. Ce înseamnă asta? Adică a face o eroare este uman. Da, adică peste tot la știri auzim chestia asta că, ok, doctorul a uitat ceva în pacient, operația a decurs bine, pacientul n-a supraviețuit și așa mai departe. Ei bine, vă invit să citiți articolul ăsta, este foarte, foarte fain. Și prezintă totodată cauzele de mortalitate ale pacienților ca rezultat a erorilor medicale. Din acest motiv s-a făcut o chestie foarte faină. Începând cu 2007, Medical Devices, Application of Usability Engineering to Medical Devices. Ce înseamnă asta? Cu toții mâncăm în fiecare zi, cu toții bem apă minerală. Voi știți că pentru chestiile astea se folosesc anumite ISO-uri, ISO, nu mai știu, parcă o ISO 9000 era la calitate sau ceva de genul ăsta. Deci calitatea produselor este reglementată de niște ISO-uri. Ei bine, calitatea produselor medicale, produs medical însemnând de la produsul, device-ul hardware pe care tu l-ai, până la produsul software pe care tu l-ai, au început să fie reglementată de acest usability engineering pentru medical devices. Ce înseamnă lucrul ăsta? Ei bine, nu mai poți să... Că tot e chestia asta, că faci UX, care este absolut incorrectă. Poate participi la un proces de user experience ca să oferi o experiență utilizatorului, dar nici într-un caz nu faci UX. Asta înseamnă că atunci tu când, ca partea echipei de design, ca UX designer în echipa care se ocupă de produsele medicale, fie că e hardware, fie că e software, trebuie să urmeze niște reguli. Reguli despre care o să vă spun puțin mai încolo. Process. Ei bine, cam asta este procesul meu. E un proces bazat un picuț pe design thinking approach. Mi s-a părut mie, pentru că am fost genul de om care a testat, să văd exact ce pot să fac și care proces se potrivește mai bine cu ceea ce lucrez. De obicei încerc cu faza de understanding, ca să înțeleg exact despre ce vrea stakeholder-ul și cel mai important despre ce vrea utilizatorul. Research, analyze, design and validate. Din punctul meu de vedere, care eu nu am niciun skill pe graphic UI, I'm just UX designer, I'm just stalker-ul ăla care no, se duce pe la utilizator, se mai duce prin spital și azi când am fost, de exemplu, în spital, mă uitam, ok, dar... De ce am mai venit și mi-a luat de două ori tensiunea și nu m-a ținut doar acolo liniștită? E, bine, chestiile astea mă ajută mai departe când efectiv încep să lucrez la aplicații.
Bun. Da, a fugit diagram de desubt, nu-i nimic, îl considerați în linie. Ok, de fiecare dată când lucrez pe un produs, încerc, și spun încerc pentru că cu toții știți că în orice companie ați lucra, lucrurile nu sunt perfecte. Ei bine, nicăieri nu o să găsiți perfecțiunea. Deci încerc să urmăresc niște pași. Să fie un lucru care e dorit, e un lucru care e accessible și nu mă refer la accesibilitatea aia că, ok, am ușor acces să folosesc Google. Nu la asta mă refer. Mă refer la accessibility ca o caracteristică, ca produsul tău să fie destinat și persoanelor cu cognitive impairments, chiar și totodată să ajute să nu mai ajungem la cognitive load, persoane cu hearing impairments și așa mai departe. E bine, asta înseamnă un produs care are o caracteristică accessible. Mai departe, produsul tău trebuie să fie credible. Ce înseamnă credible? Nu una să vinzi pe site-ul tău, de exemplu, nu știu, să încercăm să vindem că produsul nostru, pacientul se duce fericit în spital, la prima scanare când intră pe ușă, știe toate bolile, știe toate tratamentele din lume. În nici într-un caz. Nu, trebuie să fie credibil pentru utilizator, trebuie să fie credibil pentru medic. Findable, să-ți găsești lucrurile destul de ușor în produs, să nu trebuiască să ai flow-uri așa. Alea sunt cel mai faine. Când ai un flow așa, sau când ai un produs care a început prin 1990 și tu trebuie să dai seama că tu trebuie să faci produsul ca să te scarpini aici, trebuie să-l aduci să-l scarpini așa frumos. Deci e o chestie foarte faină chestia asta, să-ți dai seama cum se gândea cândva hardware și nu erau niște procese și cum gândești atunci când ai niște procese. Usable, useful și dacă toate chestiile astea sunt îndeplinite, pa-pam, o să aveți un produs valuable. Good. Following documents. Ei bine, cam ăsta ar fi mare procesul, dar ce aduce în plus acel standard de usability? Aduce UEP, Usability Engineering Plan. Ei bine, eu îl fac ăsta de fiecare dată când încep un proiect nou. Și îl updatez de fiecare dată când e un release nou pe proiectul respectiv. Aici cuprind informații despre aplicații, ce hazardous situation am în aplicația respectivă și așa mai departe. Supun aplicația respectivă în diferite scenarii. UEF, Usability Engineering File, tot ce înseamnă utilizatorul final. Dar o să vă spun acum o chestie foarte interesantă, zic eu, în care eu cred. Eu, în momentul de față, creez produse destinate caregiverilor, da? Pentru mine, teoretic, asta înseamnă end user. Dar, de fapt, end user-ul nu e în nici într-un caz caregiver-ul. End user-ul e pacientul. Eu, de exemplu, când creez produse, creez, în primul rând, niște produse pentru mine. Știindu-mă pe mine în ce situație am fost și unde pot să îmbunătățesc lucruri. Pentru că mă gândesc foarte mult, de exemplu, să iau o aplicație de comunicare. Mă gândesc destul de mult să văd cum comunică caregiverii, care este flow-ul de comunicare între, nu știu, asistentă și medicul respectiv, în așa fel încât, punându-mă în poziție de pacient, să beneficiez de cele mai bune lucruri. Și credeți-mă, e așa de satisfăcător când pleci pe ușa acasă și zici, mă, am făcut un lucru bun azi. IDS, Interaction Design Specification. Ei bine, eu în partea de IDS mă ocup doar de partea de până la wireframe. La UI dau locul celor care chiar știu cum să pună culorile la oaltă și elementele unul lângă altul. Aici ce înseamnă că efectiv scrii toate specificațiile pe fiecare ecran, specificații de care vor avea parte developerii ca să lucreze mai bine. Bun. TPU, Test Plan Usability. Lucrez la două în paralel în momentul ăsta. Asta înseamnă că eu undeva săptămâna viitoare o să încep, nu asta care vine, ba da, 21. O să încep două teste de usability pe două produse. Ei bine, aici îmi planific efectiv toți pașii în care eu încep să fac testele de usability. Bun. TRU, Test Report Usability. La finalul tuturor chestiilor pe care eu le-am creat, asta însemnând scenarii, task-uri, rezultatele, în special rezultatele care au venit de la utilizatori, o să fie toate puse acolo. La ce ajută lucrul ăsta, la ce ajută TRU?
Târâu ajută foarte mult developerii, project managerii și până la urmă chiar și stakeholderii să înțeleagă exact ce își doresc cu adevărat caregiverii noștri. Și de ce spun, de ce pun accent pe ce își doresc cu adevărat? Eu pot să am experiență de pacient, eu pot să fi făcut shadowing prin în spitale, am pierdut numărul, dar nu pot să știu exact care este experiența lor. În România lucrurile se întâmplă într-un anumit fel. În Islanda se întâmplă cu totul și cu totul altfel. În Norvegia se întâmplă altfel. În Suedia, în Statele Unite, în toate țările lucrurile se întâmplă puțin diferit. Și e foarte bine să poți să ajungi cu produsul tău înainte să-l lansezi, să poți să ajungi la cât mai mulți utilizatori, la cât mai mulți caregiveri, în așa fel încât să poți să știi ce au nevoie cu adevărat. Bun, Formative Usability Engineering File, the description of the whole Formative Usability Testing. Ei bine, aici efectiv scrii task-ul numărul 1, în care descrii task-ul, după aceea expected result și după aceea toate întrebările potențiale pe care poți să le adresezi utilizatorului, lăsând totodată loc și întrebărilor care pot să survină din anumite path-uri pe care poți să o iau utilizatorul. Pentru că, surprinzător, tu mergi pregătit cu ceva, dar utilizatorul are 11.000 de flow-uri în cap. Și alea flow-urile, alea pot să te ducă în diferite direcții și tu trebuie să vezi de ce utilizatorul ajunge în direcția aia. Și chestia asta e fantastică. Report, of course, another report. Dar chestiile astea ajută. O să ziceți, mă, atâta documentație pentru ce? E, uite că mai e. Dacă formativ se aplică destul de mult pentru când ești în timpul produselor, summative e la, chiar la final. Bun. Și dacă aveți ceva întrebări. Okay. O să luăm o singură întrebare. O singură întrebare. Andy. Ok. Nu-i întreabă tu. Ai spus că ai făcut shadowing în spitalele din România? Da. În care dorești. Wow. Cum e convins să te lase? Ca pacient. De unde să încep? București, Iași și astăzi Cluj am ajuns. Da, e bine. E bine aici, mai multe ori. Ca pacient, da. Ok, mulțumim. Mulțumim. Da, da. Am fac un pic de timp și...